Păstar nu mănâncă, e negru aici. Să-l băgăm așa. Hop. Uf. Ciocolată, portocalie. Salutare dragilor și bine v-am regăsit o video la un nou vlog. De ăsta puternic, rău de tot. Astăzi facem un vloguleț frumos pentru voi, pentru că n-am mai postat de o săptămână vlog, așa că este nevoie. Și ce credeți voi că face o video astăzi? Din câte vedeți am un tricou portocaliu pe mine. Și noi astăzi facem mare challenge propus de un abonat pe livestream. Mănânc mâncare portocalie timp de 24 de ore, timp de o zi. Pretextul ăsta cu 24 de ore pe care l-am adaptat și noi ca români, adevărat, din străinătate. Așa că vă doresc o vizionare plăcută. Ne începem dimineața, este ora, stați să vă zic imediat, este ora 12:17 minute, uitați și voi aici, pac. Și acum am trezit și eu și plec până în oraș și începem vlogul puternic cu niște portocale, din câte vedeți și voi. Și acum să vedeți, o să mănânc portocaliu în cursul zilei de astăzi, pentru că nu prea există mâncare portocalie, dacă să ne gândim, în afară de deserturi, prăjituri și de-astea înghețată, nu prea există mâncare portocalie. Lăsați voi în comentariu cu ce mâncare portocalie știți, chiar dacă eu deja am filmat vlogul. Și în rest, ne auzim un pic mai în față când opresc și eu într-o parcare să mănânc marea portocală. Vă pup dulce, nu uitați să dați voi un like, să vă abonați, să dați un share la prietenii voștri și vă doresc cea mai frumoasă vizionare posibilă și imposibilă. Pa, pa! Revenim! Am revenit, dragilor, după vreo 10 minute în care m-am chinuit să desfac plasa asta cu portocale. Am scos o mare portocală de aici. Oh! Mă pun să o curăț și începe marele challenge cu only orange food for 24 de ore. Vreau o engleză cu o video aici. Gata! Am curățat portocala, dragilor, uitați-vă ce frumoasă e. Aș mânca-o la propriu și chiar o să o mănânc. Dar să nu mă stropesc pe aici de zmârcâză asta de portocală. Și hai să facem teste la portocală, prima mâncare portocalie pe care o video mănâncă. Ia să vedem. Băi, spre deosebire de alte portocale, asta chiar e bună, e foarte dulce. Nu mă așteptam să fie așa dulce. Bune portocale. Bă, bune. V-aș da și vouă, dar nu pot. Vreau să vă spun că îmi place ideea acestui challenge. Bă, ce bune portocale astea lor. Cred că o să mă distrez prin challenge-ul ăsta. Așa că dați și voi cât mai puternic, pentru că merită. Că pe lângă distracție, Ovidiu moare de foame challenge-ul ăsta. Că mâncarea nu există portocalie. Gata, dragilor, am mâncat portocala și a fost foarte bună. Mai am încă vreo 5 portocale, dar nu mănânc mai portocale, vă dați și voi seama. Plec la drum și vedem ce mai mâncăm pe parcursul zilei. Deocamdată mai am foame. Într-o oră cred că mi se face foame, că am mâncat doar o portocală. Like și revenim imediat. Am revenit, dragilor, s-a făcut ora 13:23, dar și voi aici frumos, adică 1:30, a trecut cam o oră de când am început challenge-ul, cred, o oră jumate, cam așa. Și noi suntem aici pe un câmp părăsit cu un cal alb în față și eu am văzut niște filme de groază cu cai albi, așa că nu știu ce să zic, dar mă duc cu mașina la service pentru că am niște probleme la far, nu merge farul și am găsit băiatul care îmi repară mașina liber pentru că este foarte ocupat. Așa că am zis să opresc aici înainte să ajung la el, pentru că o să stau ceva la el acolo și să luăm o gustărică cu Doritos portocaliu. Eu îl văd portocaliu, cineva mi-a spus că e galben. Acum spuneți voi în comentarii cum e. Eu zic că e portocaliu așa și cu un lot de apă bem suc, pentru că nu avem apă, un Fanta de ăsta puternic. Așa că hai să facem mare taste test din nou aici. Hai să vedem, să mâncăm Doritos portocaliu. Ia să vedem. Lol, ce urât miroase. Deci așa arată chipsul. E portocaliu, dacă ăsta e chips galben, eu nu știu ce să mai zic. Și hai să vedem. E bun. E un cașcaval. Îmi place. Dar problema este că ușor, ușor mi se face și mie foame și nu pot să trăiesc cu portocale și cu chipsuri. Așa că trebuie să mă gândesc la o mâncare pe care să o mănânc. Portocalie. Vedem parcursul acum ce mâncăm.
Și vă citesc și ingredientele. Din făină de porumb cu gust de brânză, cu lapte, pudră de roșii și arome. E bine. Mi-a căzut o mașină. Nu-mi plac chipsurile, îmi pare rău. Așa că le anulăm foarte repede. Sincer să fiu cu voi, mai bine mâncam un coco portocală. Și acum, pentru că mi-e sete, băgăm un suculeț. Asta e bun, îmi place asta. Trecem peste Fanta portocaliu. Hai să vedem. Pe lângă faptul că are acid, este foarte bun. Cred că toată lumea știe ce gust are un Fanta portocaliu. Numai eu nu știu, că n-am mai băut Fanta portocaliu de asta de mult timp, pentru că nu beau suc cu acid. Dar vedeți ce fac eu pentru voi în videoclipurile astea, în risc sănătatea. Beau cu acid, mănânc chipsuri, așa că dați și voi un like. Mai am făcut și 85 de ghile, eu care aveam 82, așa că dați un like pentru mine. Am dat și pe mine suc, dar mi-e sete, credeți-mă și pe mine că mi-e sete rău de tot. M-am băut aproape toată sticla de suc. Pă bune. Dar mi-e foarte sete și n-am băut apă deloc. Bun. Cam asta a fost și gustărica. Chipsurile portocalii nu prea mi-au plăcut, îmi pare rău să vă spun. Dar asta este. Căutăm alte gustărici portocalii. Mă buc dulce și mă duc să repar farul la mașină. Pa, pa. Dragilor, s-a făcut ora 3:14:54 și la video-ul vostru s-a făcut foame după ce a băut un suc portocaliu. Am mâncat câteva chipsuri portocalii pentru că mi-a plăcut și acea portocală, așa că pornim mașina, am fost la service, am venit de la service, între timp sunt în București, acum în oraș și nu am făcut mașinuța, în caz că vă interesează. Mă gândeam să facem vloguri dacă tot sunt eu așa plecat cu mașina, așa că lăsați-mi în comentarii părerea voastră. Acum ne îndreptăm spre KFC să mâncăm niște crispy-uri portocalii, pentru că crispy-urile sunt portocalii, așa că băgăm și niște crispy-uri, că nu mai se poate. Am mâncat chipsuri, am mâncat portocale, am băut suc, dar mai trebuie și nouă ceva bun acolo la stomacel. Revenind la KFC, vă pup. Am revenit, este ora 3:01. Am făcut foamică și am zis să mâncăm niște crispy-uri, pentru că, sincer să fiu, nu sunt ele portocalii, dar, nu știu, eu le văd portocalii. Nu sunt ele ca tricoul meu, dar uitați diferența. Ăsta-i Fanta, ăsta-i crispy-ul. Eu zic că se încadrează la mâncare portocalii, așa că hai să le facem un taste test. Bă, intră cam greu. N-avem suc, n-avem, de fapt sucam, n-avem sos, nu avem nimic la ele. Dar sunt bune, să știți, sunt și nepicante, pentru că data trecută la mâncarea vecinilor am mâncat picante și am avut probleme cu evacuarea 3 zile. Am stat numai la baie. Aoleu, ăsta e ars. Mă duc înapoi cu el. Uitați, mi-a dat aripioara arsă, crispy-ul sau ce-o fie ăsta, așa că data viitoare când vin la voi aici KFC militari, ar vrea și eu ceva cadou. Pe ăsta nu-l mănânc că e negru aici și n-am voie să mănânc decât portocaliu, așa că aruncăm. Continuăm cu al patrulea crispy. Tocmai acum mi-am dat seama că ele sunt portocaliu doar pe exterior, dar știți cum e? Pe afară vopsi gardul, înăuntru leopardul. Ceva de genul și cu crispy-urile astea. Ultima bucățică de crispy, portocaliu. Ne-am savurat cu mare plăcere, sincer să fiu cu voi. LOL! Mi-au dat și sos oamenii ăștia. Și nu l-am plătit. What the fuck? N-am voie să mănânc sos, așa că îl punem aici. Cam asta a fost și mâncarea portocalie. Hai să mai avem un pic de suc și revenim cu un desert acum. Am băut și suculețul portocaliu. Hai să luăm o înghețată portocalie. Și mie, uitați ce a luat o video. Înghețată portocalie. Și nu e galbină, ca așa am zis eu că e galbină acolo. O să vă arăt. Uitați. E un portocaliu mai spre alb, așa. Plecând de aici, am parcat pe loc de handicapat. Nu, că n-aș fi. Dar totuși, n-am documente. Dragilor, a luat o video. O înghețată foarte portocalie. Cu mango. Și hai să vedem cât de bună este.
Mie prima dată mi s-a părut galbină, dar nu este galbină, vă promite, uitați-vă și voi. Păi după KFC-ul ăla, portocaliu spre maro, e bună rău înghețata asta. Dar e bună rău. Mamă, o să înghețe creierul, vă dați și voi seama, pe frigul ăsta înghețată. Aaaa! Aoleu! Mi-a înghețat măsărul! Lol! Gata, am terminat înghețata. Aulu, mi-a căzut pe mine. Dragii mei de pe vlog, sunt aici cu prietenii mei pe live pe Instagram. Cât timp am mâncat înghețata, am spus să fac un live pe Insta. Și uitați, am terminat înghețata portocalie. Și asta e ultima linguriță. Și e foarte bună. E bun. Gata. Am terminat și înghețata portocalie. Ceea ce înseamnă că am mâncat și desertul. Revenim la următoarea mâncare portocalie. Îmi dau sugestii aici, abonați-vă pe live. Uitați, prietenii mei. Vă pup dulce, revenim. Gata, dragilor, a revenit un video și am ajuns și eu acasă. Este ora... Asta să vă arăt să nu credeți că vă mint. Este ora 18.50, ora 7 adică. Și cred că au trecut vreo 3-4 ore de când am făcut update-ul cu înghețată. Am ajuns acasă, nu am reparat mașina. Și acum a venit timpul pentru o gustărică. Haideți să dăm și noi drumul la încă o gustărică. Am cumpărat din Ocean pufuleți portocalii, din câte vedeți și voi, cașcaval. Și un suculeț de ăsta cu morcovi, din câte vedeți și voi. Și haideți să beau niște suculeți, că nu mai pot. Mi-e foarte sete. Băiem niște suculeț ăsta de morcovi. Hai să vedem cum e. E bun. E natural, putem spune. Uitați, așa arată. Arată foarte portocaliu, din câte vedeți. Pare întâiște. Sunt foarte bun, îmi plac. Iar acum sunt pregătit să termin punca asta, pentru că mi-e fomică. Nu prea am mâncat azi mult. Din când am văzut și voi în videoclip, am mâncat destul de puțin. Dar m-am pregătit pentru voi câteva specialități ale casei cu mâncare portocalie. Așa că rămâneți până la sfârșitul videoclipului ca să vedeți. Ar trebui să mai beau și ceva. Mi-e sete. Dar mai pufulez așa pe mână. Stai să mă șterg. Pauză. Haideți să luăm și o gură de suculeț asta de morcovi, pentru că mi s-au pus sete de la pufuleția aia. A fost o gură cam mare pentru că s-a golit. Continuăm mâncarea cu mâncatul de pufuleț, pentru că pufuleții sunt de foame și sunt bune aici în burtică. Mă, dar chiar bun pufuleții ăștia, mi-a plăcut rău. Serios. Mai am 2-3. Și ce să fiu cu voi, mai pot să-i mănânc. Îi punem deoparte. Și a fost chiar bun, mi-a plăcut. Ne ștergem pe mânuțe și revenim cu un desert foarte controversat acest videoclip. Și am revenit, băieți, ia uitați-vă aici cu ce desert frumos am venit după toate prostiile pe care le-am mâncat astăzi. Băgăm niște morcovi de ăștia puternici, pentru că morcovul e bun. Și l-am luat și pe ăsta, micuțul, să-l băgăm așa. Hop! N-am văzut nimic. Continuăm mâncatul de morcovi. Morcovul e foarte bun, este portocaliu și nu avea cum să lipsească din acest videoclip cu mâncare portocalie. Am mâncat toate felurile de morcov și mai mi-am rămas resimțitul ăsta pe care cum așa rămânește. E bun morcovul, să știți. E foarte bun. Mă simt foarte sătul, sincer să fiu cu voi. Am burta plină după toate prostiile pe care le-am mâncat. Mă pun să editez un videoclip, iar noi revenim la cină. Este ora 7. Într-o oră și ceva, să vedeți ce cine am pregătit aici. Dragilor, a revenit un video, s-a făcut ora 9, am editat puțin la calculator, am mai stat puțin și a venit ora cinei să mâncăm și noi o masă foarte copioasă. Abia aștept să o vedeți. Este ora 9 și 10. În această cină cu masă portocalie, doi cremuști, un gălbenuș de ou, dar eu știu că e să spune gălbenuș, dar el de fapt e portocuș din punctul meu de vedere, că uitați, e portocaliu, vedeți? Uite. Haideți să mâncăm acest ou și cu acest cremuș. Uitați-vă și voi ce cremuș am aici. What the fuck? Aoleu! Mi-a intrat ăla pe gât și l-am supt așa. Bun. Haideți să mâncăm și noi un cremuș corect, care e portocaliu și cu ou. Dragilor, hai să vedem cu
Portocuș de ou, de fapt. Uitați, vedeți? E portocaliu, să nu credeți că e galbin. Că eu am galbinușul portocaliu la ou. Mmm. Ouul e bun. Cremuștul nu e bun, nu am mănânc cremuș. Sincer să fiu cu voi, mi-e casete, n-am băut nimic. Am dezavorăm această cină. Foarte bună. Bun, luăm și galbinușul de ou. Băgăm cârnatul ăsta, portocaliu. Gata. Am terminat prima masă. Acum luăm și noi o guliță de suculeț, granini de piersici, care este foarte portocaliu. Iar acum, în această cină, avem și un mic desert. Aoleu! Băieți, mi-am luat țeapă. Deci, eu am luat un iaurțel de caise. Da, iaurtul e alb. Am niște Skittles prin casă. Și aici pe pungă arată că sunt și portocalii și albastre. Așa că, ce credeți că facem? La legendă că poate la portocalii. Dragii mei, am revenit cu desertul pentru această cină. Sunt bune. Ultimul Skittles. Și gata. Și cam asta a fost și cina, dragii mei. Așa că ne auzim la ultima mea masă din viață. Pe la un 12-1, cred. Salutare, prietenașii mei, am revenit. Este ora 2:01:55 și am revenit cu o gustărică ca să încheiem ziua așa frumos, pentru că urmează să mă duc și eu la culcare. Nu o să vă vină să credeți ce gustare de ora 2 dimineața sau seara am găsit eu pe cularea portocalie. Am găsit ciocolată portocalie. Deci pur și simplu nu vine să cred că există ciocolată portocalie. Eu nu știam că există așa ceva. Ia să vedem cum arată ciocolata. Aparent nu prea este foarte, foarte portocalie. Are mai mult culoare crem. Are o tentă de portocaliu, așa nu pot să spun că nu are o tentă de portocaliu. Din câte vedeți și voi, ăsta e tricoul meu. E cap aici, așa vedeți, un portocaliu mai albicios. Ciocolata semi-portocalie. Așa se prezintă. A făcut să gata. Pare delicioasă, hai să vedem. Mă, nu e rea, dar nici bună nu e. Are gust de ceva vanilie cu caramel, cam așa. Dar e bună, dar e foarte dulce. Nu mai mănânc pentru că mă duce foarte rău. Asta a fost mica gustărică din seara asta și mai avem ceva special. Un energizant Rockstar pentru a vă crește puterile în gaming și a avea cât mai multă energie. Un energizant ăsta e mereu binevenit. Care este gustul lui? El este portocaliu, dar nu știu cum să vă arăt că e portocaliu, că n-am niciun pahar pe aici. Credeți că vă dau țeapă? Este portocaliu. Și haideți să facem un test. Bă, e bun. Îmi place. Are gust de piersici, mango, ceva de genul ăsta. Și cu ăsta încheiem și noi videoclipul cu Only Orange Food, să spunem așa. Bun, dragilor. Cam asta a fost și videoclipul meu. Sper că v-a plăcut aceste 24 de ore sau această zi în care am consumat doar produse de culoare portocalie, sucuri, energizante, mâncare, etc. etc. Și eu vă sfătuiesc să dați pe un like, să vă abonați clopoțel, să lați un comentariu cu ce idee mai aveți voi pentru vlog și nu uitați că de acum încolo în fiecare videoclip comentariul cu cea mai bună idee sau cu cele mai multe like-uri va apărea în videoclipul următor și poate voi și face ce spune băiatul acela sau fata în comentarii, dacă este o idee chiar foarte apreciată. Vă pup dulce și ne auzim la un nou vlog. Vă mulțumesc frumos de vizionare și nu uitați să dați și voi un like și un follow pe Instagram. Pa, pa!